unde fac pâine, da, să primim făina ca să o ducem la oameni. Noi patru ne apucăm să aranjăm aici mese, scaune pentru biserica, da, la spectacol. Hai că începem să ne revenim, aș spune. Ce bine e să avem din nou un lider. La 9.45 toți ne întâlnim la barjă, ca să putem pleca dincolo peste apă. Mai puțin Mădălina, care rămâne la brutărie, după care vine și Andrei, da, și împreună mergeți la cariera de piatră. Eu cred că Andrei și Mădălina vor face în așa fel încât să-i determine pe acești oameni să ne dea tone întregi de piatră. Să putem să începem să punem în sat piatră pe străzi. Așa facem Nea Marie. Nea Marie nu știe, dar noi, din tot sufletul nostru, le pregătim să-i facem un moment incredibil de iertare. Hei, hai, 3, 2, 1, și... Tot bâno, namida sa e, mi se naide. Pregătim niște cuvânt în japoneză. Inamake o... Kodomuneni. Ima vato oku. Asta ne este perfect. Finalul, exact. Ca să fiu iertat noi, dar varzione în japonez. Mai era ceva? Mai avem o idee de iertare foarte drăguță, dar asta o să vedeți doar la sfârșitul spectacolului. Bun, mergem? Da. Haideți. Voi mergeți la treaba voastră, voi mergeți cu mine. Okay. La pâine cu noi. Hai să facem, că mult a fost puțin mai e și azi e ultima zi, trebuie să fim focusați cu toții, trebuie să fim determinați, să ducem tot proiectul la bun sfârșit. O nouă zi de muncă! Ultima zi de muncă! Da, hai, cu bucurie și entuziasm! Ne-am apucat de treabă, era simplu ceva de făcut. Tot ce e aici, mese și scaune, trebuie să le ducem sus. Trebuiau cărate din restaurant, de pe terasă. Mesele le ducem pe scară. Ricky, prima masă care a pus mâna pe ea... Vezi că sparg geamul! Ți-am zis, dacă nu mă ascultați... Băi, fii atent, am luat geamul, am dat geamul deoparte și i-am spus fiecare masă. Dai geamul jos, aduci masa, după aceea aduci geamul. Ce să fac cu asta? V-am zis prima dată să-mi dați mese. Acum vine să Ricky pot să așez mesele. Cade prost, băiat. Aproape am căzut acolo. Dar am adus tot de sus. O, așa? Eu mă te nu așa. Ia că... A, da. Pontonul de sus e sus, la ultimul etaj, scarile la o barcă, așa. Nu sunt normale. Da. Sunt mai micuțe, mai înalte, dacă n-ai grijă, chiar aluneci. Hop și așa. Ca să nu fac scarile, am unul din scaunele l-am aruncat. Da? Ok. Hop. Păi eu cu forță și cazacul sus, pam, aruncam, el lua, aruncam, el lua. Ne-a mărit, n-a spus nimica. A fost treabă bună. Hai, du-te. Mai vreți masa? Da, okay. Toate mesele. Cum se uita, spune-i? Sonia aruncă în scaun. Nu mai e în urca. Poc, stăteam un pic. A plecat, stai. A plecat? E plecat sau nu? E plecat, zic eu, că bine. Și uite, tot așa. L-am întrebat pe Neamărin, sunt niște... Eu la mișto, îți dai seama că nu mă gândeam că să aducă și zlonguri sus vreodată să le pună. Dar Neamărin, sunt trei șezlonguri, vrei să le aducem sus? Nu, ce să caute sus? Da, Neamărin, ai de bravo, ai dreptate. Ricky! Adu unul! Da? Da, nu. Trei șezlonguri, că măcar trei persoane stau la soră și se uită. Hai că mai avem astea și gata, hai. Câte mai trebuie? Astea și două șezlonguri. Și șezlonguri? Bine. Ce faci cu ăsta, bă? Domnul Neamărin, țipa pe mine și eu nu înțeleg de ce țipa pe mine. Ce cauți cu șezlongul? Noi aranjăm pentru spectacol. Oamenii la spectacol vor sta în șezlong. O zis că domnul Tunița, aduce-ți. Băi, Sony, cât de prost ești! Și el a zis că e pentru donerul sau ceva. Și chiar am crezut asta. Păi facem plajă aici? Nu. Facem plajă? Puteai după domnul Sony? Tot timpul cazacul cu Sony a făcut mișto de Richel. Păi aia te folosesc mereu? Hai că dau. Eu ți-am zis să aduci mese.
Nu știu, săracu, e așa de credul. Orice îi zic ăștia, el face. Deci asta era. Să trăiți. Bucuria din partea mea. Bine v-am găsit. Am ajuns la brutărie și ne întâmpină domnul Vasile, care ne povestește puțin despre brutăria dumnealui. O fabricuță de pâine care este renumită peste tot în țară pentru produsele pe care le face. Facem pâine exact cum făcea bunicii noștri înainte.